Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune, Omul între cer și pământ. Este un lucru frumos dacă ne gândim la faptul că atunci când Dumnezeu a creat lumea, a pus așa între cer și pământ sufletul omului, ca prin el să treacă toate lucrurile. Sigur că de multe ori când măsura lucrurilor nu este cea potrivită, începem să credem că lucrurile sunt importante. Pentru a lămuri din capul locului această afirmație, pot să spun că nu există pe lumea aceasta niciun lucru important. Există ceva foarte important, dar acel ceva nu este un lucru. Lucrurile sunt bunuri materiale care le putem cumva ține în mână. Sigur că atunci când ținem în mână o icoană, este un lucru material și ne ajută să intrăm într-o anumită stare. Dar, cum spune bine cineva, o icoană este o fereastră către inima lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, icoana ne deschide o fereastră prin care putem privi înspre Dumnezeu. Adică este vorba de energia care se află în spate, spiritul, sufletul, bucuria, trăirea, rugăciunea, rugămintea, toate aceste lucruri care, de fapt, sunt dincolo de această formă materială. Mi-aduc aminte în copilărie și, de ce să nu spun, aș reciti și acum cu plăcere romanele Vinetu și celelalte de aventuri și, dacă țineți minte, personajele principale care erau perfect integrate în natură puneau urechea la pământ sau urmăreau cu ochi ageri să vadă o urmă ca să știe cine a trecut pe acolo, să știe din cotro vine dușmanul, să găsească vânatul. Deci micile semne erau adesea suficiente ca pentru cineva care este prezent și atent să simtă, să înțeleagă, să vadă încotro merg lucrurile. Sigur că ne dorim cu toții să deținem controlul și a deține controlul este o dorință tainică a inimii noastre, de fapt o dorință a minții. Inima dorește să se bucure și să fie liberă, pe când mintea dorește să dețină controlul. Universul ține cu inima, nu ține cu mintea și de aceea va încerca de fiecare dată să ne dezmembreze aceste construcții mentale, aceste construcții imaginare, a spune, care practic ne fac să rămânem blocați în anumite forme mentale. Chiar mă gândeam acum, de exemplu, apropo de legenda meșterului Manole, nu? Care a ridicat mănăstirea și, vedeți, era nevoie de niște schele. Schelele respective, cum ar fi, de exemplu, dacă s-ar termina de construit mănăstirea sau clădirea respectivă și schelele ar rămâne în continuare acolo? Nu am spune că lucrarea nu a fost terminată, nu a fost dusă până la capăt. Odată ce lucrarea a fost terminată, schelele, elementele ajutătoare trebuie să dispară, care au fost niște lucruri importante la un moment dat, dar ele trebuie să se transforme și trebuie să dispară. Așa se întâmplă, de exemplu, în metalurgia chineză cu de inspirație taoistă, apropo și de legenda meșterului Manole și modul în care comunică legendele peste veacuri, ca să făurești o sabie magică, iar sabia magică pe care o deține omul, să nu uităm că este limba și cuvântul. Limba trebuie să fie legată de cuvântul lui Dumnezeu, nu de cuvântul uman, pentru că limba este organul care are legătură cu inima și transmite bucuria sufletului. Urechea este organul care e legat de rinic și de programele noastre ancestrale. Cum reclădim toate lucrurile care până la urmă ne-au afectat, ne-au traumatizat, cum reușim să ne înțelegem ceea ce avem în adâncul nostru. Dar vedeți, este nevoie de un sacrificiu. Este nevoie de puțină viață amestecată cu neviața, ca să spunem. Metalul simbolizează în corpul nostru plămânul, intestinul gros, elementul care ne apără, elementul care pedepsește, dar și elementul care face legătură cu intuiția.
De exemplu, taoiștii, ca să făurească o sabie, jerfeau puțin din păr sau din unghii, elemente care sunt sub dominanța ficatului și a vezicii biliare. Așadar, puțin din acea energie vitală, care practic se metamorfoza printr-un proces de alchimie și se transforma într-un suflu vital, însuflețea obiectul. Pentru că obiectul sau lucru nu poate fi important decât dacă el este în comuniune, el este însuflețit de energia celui care vine în contact cu el. Și atunci, jerfind acest lucru, automat sabia devenea o sabie magică și să nu uităm faptul că ficatul coordonează zona de imunitate și zona de apărare. Este generalul care elaborează strategiile de viață, este cel responsabil de viziunea asupra vieții. Dacă făurim o sabie bazându-ne pe astfel de elemente, vom încerca să facem dreptate bazându-ne pe intuiție, vom încerca să fim corecți, vom încerca să avem o viziune mai largă asupra vieții, vom avea suficient de mult entuziasm și nu ne vom lăsa dominați de mânie, ci din contră vom încerca să ocrotim viața. Sigur că oamenii sunt alcătuiți de multe, multe straturi. Fiecare din noi are grijă ca după naștere, prin educație, prin propriile păreri, prin întâmplări, să așeze strat peste strat peste strat pe sufletul lui de lucruri care să-i atenueze durerea, să-i ascundă anumite amintiri, să-l facă să devină cel care este dorit în societate, să-l facă să se transforme. Aceste straturi, care se depun la un moment dat, bine zicea doctorul Nelson, cel care a făcut un program foarte interesant de deblocare emoțională prin testare musculară, bine zicea că unii oameni au un zid în jurul sufletului, pentru că el a constatat că unii oameni răspundeau foarte ușor la emoții, iar alții nu răspundeau absolut la nicio emoție și s-a gândit pe cum o fi posibil să existe oameni fără emoții. Nu este posibil, evident, dar oamenii aceiași închiseseră inima într-un cerc, într-un zid, prin care nu mai trecea nimic. Și atunci păreau foarte echilibrați într-un fel, să spunem, într-un fel amar. Amarul fiind oricum gustul care întărește inima, dar păreau echilibrați însă într-un mod rupt de mediul înconjurător, fără cuvântul magic care este adaptabilitate. Degeaba dacă nu răspundem, nu comunicăm cu mediul, nu comunicăm cu cei din jur, toate lucrurile, chiar și un lucru cât de important sau de neimportant să fie, devine bun și frumos prin faptul că îl putem comunica cu cei din jur. Dacă nu putem să le spunem, deja lucru mare din fașă. Dar ca să reușim să ajungem la, în ghilimele, lucrurile importante, evident la sufletul nostru, noi trebuie să înlăturăm aceste straturi de zgură care s-au depus. Trebuie să săpăm cu ciocanul, cu dalta, cu unghiile. Trebuie să avem suficientă răbdare și suficientă perseverență, cel puțin aceeași perseverență care am avut atunci când am depus acele lucruri. Acest proces prin care ne dezgropăm sufletul, prin care ne reamintim cum eram când eram copii, nu din punct de vedere neapărat al inocenței, ci din punct de vedere al bucuriei de a trăi, iată că făcând acest lucru, putem ajunge să ne echilibrăm, putem ajunge să ne vindecăm, pentru că sunt mulți oameni care vin la mine, chiar zilele acestea am avut foarte multe discuții interesante cu oameni care mi-au spus că făcând acupunctură se odihnesc mult mai bine, pentru că și-au găsit liniștea, gândesc mult mai limpede, pentru că au devenit mai clari, se bucură mult mai mult de tot ce li se întâmplă în viață, pentru că sufletul i s-a ușurat de o mare povară. Sigur că acestea nu sunt niște lucruri pe care să le putem măsura, dar sunt ceva mai presus de lucruri, sunt bucurii ale sufletului. Dar ca să reușim, deci, să ajungem la aceste, în ghilimele, lucruri importante, trebuie să purificăm, să spălăm, să curățăm această zgură care s-a depus
pe suflet. Evident că de aceea s-au și inventat, să spunem așa, curele de detoxifiere. Pentru că, nu-i așa, în societatea în care trăim, o societate care ne agresează cu foarte mulți factori, începând de la cei chimici până la cei psihologici, omul modern simte nevoia unei detoxifiere. Acum, această detoxifiere a venit cumva la modă pentru că oamenilor le-ar place să-și detoxifice ficatul, colonul, intestinul subțire, inima, plămânul și așa mai departe, dar cumva această detoxifiere rămâne în planul fizic. Noi ar trebui să putem trece dincolo de acest plan fizic pentru a detoxifia ceea ce se găsește dincolo de planul fizic, planul emoțional, planul energetic, planul spiritual. Sigur că, pe măsură ce avansăm în aceste planuri, munca devine un pic mai subtilă, devine un pic mai grea, un pic mai greu cuantificabil. Avem nevoie uneori de ajutor, ajutorul oamenilor dragi din jurul nostru, să nu uităm acest lucru, dar iar noi la rândul nostru să-i ajutăm de câte ori putem. Cea mai frumoasă formă de ajutor este atunci când îi oferi unui om ajutorul tău necondiționat, nu pentru că ai avea un interes, ci pentru că te bucuri să vezi cum el își poate exprima întregului potențial, cum el se reîntoarce la acea stare de bucurie ca atunci când era copil și trăiește viața la potențialul ei maxim. Bucuria viețuirii, bucuria trăirii este, am putea spune, într-un anume fel, unul din scopurile existenței noastre pe acest pământ. Și cu atât mai mare este această bucurie când omul își poate exprima potențialul la un nivel înalt. Fiind tocmai că s-a încheiat perioada postului, sigur că este recomandabil pentru o detoxifiere a organismului, ca să mai spălăm zgura de pe suflet, să ținem o perioadă de post. Putem bea apă alcalină, putem bea apă distilată, există chiar o cură, cum o recomanda Valeriu Popa, cu apă distilată timp de 7, 14, 21, 30 de zile, dar, desigur, sub supraveghere medicală. Există ceaiuri de plante, cum ar fi urzica, mesteacănul, sunătoarea, păpădia, socul, care sunt ceaiuri depurative generale, trei fraspătați, pufulița, care, iată, pot purifica organismul într-o măsură foarte mare. Există, de asemenea, plante din medicina indiană, cum ar fi nimul, cel care elimină toxinele de la nivelul sângelui. Există chitosanul, cel care elimină toxinele de la nivelul tubului digestiv și, în general, de pe circulația limfatică. Există trifoiul roșu, cel care, practic, descongestionează toată această circulație limfatică care se știe că adună foarte multe toxine. Dar în această perioadă de post, în primul rând, se consumă mult mai puține proteine animale. Să nu uităm că la proteinele animale intră carne, lapte, brânză și ouă. Dar așa cum mă întreabă pacienții când vin la mine, de ce am ficatul obosit? Poți avea analizele bune, dar ficatul să fie obosit. De unde știi că ai ficat obosit? Ai ochii roșii, ai unghiile friabile, ai spasme musculare. Nu sunt analizele modificate încă. Ele nu sunt încă modificate. Dar ficatul suferă deja. El îți vorbește. Îți spune câteva lucruri importante. Important este să înțelegi și tu ce spune el, că el vorbește puțin o limbă care e nevoie să-ți pleci urechea ca să auzi. Și nu întâmplător, urechea este organul care ține de rinichi, iar rinichiul este mama ficatului în medicina chineză, deci rinichiul oferă energie pentru ficat. Dar alcoolul, fumatul, mâncatul cu prea multă carne, stările de mânie, supărare și oboseală, iată câteva din lucrurile care obosesc ficatul. Putem opta, de exemplu, pentru a detoxifia ficatul, să facem o cură cu sare amară, drastică și dură, nerecomandabilă de obicei, dar care poate fi făcută o dată la un an, la doi, pentru a detoxifia puternic ficatul. Există cura cu ulei de măsline sau cu gemă derivat, de mlădițe de măslin, care este o cură
foarte bună, care poate fi făcută de multe ori pe an. Există, de asemenea, factori lipotropici sau suplimente, drenoare hepatobiliare, din sfera homeopatiei, de exemplu, care pot ajuta foarte mult organismul. Există pedicuța, Lycopodium, un cunoscut remediu care este extrem de valoroasă în această detoxifiere a ficatului. Există apoi sucurile care pot fi consumate sub diferite forme, sucurile de citrice, știut fiind că gustul acru echilibrează foarte bine zona ficatului, dar și gustul amar. Să nu uităm că există, de exemplu, armurariu, care poate constitui un foarte bun tratament pentru că stabilizează și membrana ficatului. Există, de asemenea, sucurile de varză, de morcovi, de sfeclă, dar în special sucul de ridiche neagră, de exemplu, care este destul de dur și trebuie luat cu grijă pentru că el topește depunerile de cristale de pe căile biliare și atunci poate să creeze și o aciditate suplimentară. Ridichea neagră având și gustul picant, gustul picant care acționează și asupra plămânului, știut fiind că ridichea este o ridichea neagră, un remediu foarte bun pentru tusea, care nu trece foarte greu, acea tuse măgărească, să-i spunem cum este cunoscută în popor. Sucul de morcov este foarte bun pentru că el conține substanțe care sunt foarte bune pentru organism. Diuretic, reglează stomacul, căile biliare. Iată, dintr-un foc avem mai multe efecte. Dar asta este partea fizică. Sigur că putem folosi, de exemplu, presopunctura. Putem folosi punctele din talpă care corespund ficatului sau putem folosi punctele de pe abdomen care reglează în acupunctură. Există 3 puncte. Vas concepție 12, care corespunde cu plexul solar. Ficat 14, care este undeva la vârful coastei false și ficat 13, care este undeva tocmai sub sân. Aceste 3 puncte echilibrează energia dintre ficat, splină și stomac. Practic armonizează cele 3 organe. Este o combinație pe care o folosesc atunci când vreau să regenerez ficatul, mai ales în această perioadă de primăvară. Însă să nu uităm că trebuie să dormim suficient ca să acordăm odihnă, trebuie să mâncăm echilibrat, dar mai ales trebuie să facem sport și mișcare, pentru că sângele stagnează la nivelul ficatului, îmbăltește, cum spun chinezii, și atunci toxinele cu siguranță se adună. Și ca o mlaștină, dacă vrei să înlături toxinele, trebuie să asanești. Pentru asta, mișcarea este extrem de importantă. Mișcare fizică, sport. Dar există și forme cum ar fi qigong-ul, tai chi-ul, tehnici care, fără să fie neapărat extrem de solicitante, ele ajută organele să se echilibreze. Există o anumită mișcare aproape pentru fiecare organ. De exemplu, dacă stăm în picioare și facem o mișcare cu mâinile împingând în lateral și în același timp împingând picioarele în pământ și apăsând cu degetele mari puternic în pământ, acesta este o mișcare care echilibrează foarte bine meridianul ficatului și organul ficatului. De asemenea, dacă punem mâna pe partea dreaptă și ne imaginăm o culoare, culoarea verde, acest lucru va echilibra foarte, foarte bine zona ficatului. Sigur că înțelepții spun că există și o silabă care echilibrează ficatul. Este un fel de ca un sâsâi de șarpe spus puternic și ceva de genul acesta, care practic activează energia de vindecare la nivelul ficatului. Dar noi, în primul rând, trebuie să renunțăm la ură, trebuie să renunțăm la agitație, trebuie să renunțăm la mânie, trebuie să renunțăm la nervozitate, trebuie să renunțăm la izbucnirile nervoase. Cu alte cuvinte, este bine să renunțăm la acel surplus energetic care este destructiv. Pentru că noi așa, ficatul este răspunzător de entuziasm. Entuziasmul începutului. Cum ai putea începe un lucru dacă n-ai avea energie pentru a-l începe? Când nu-ți găsești entuziasmul de a face un lucru, înseamnă că nici nu ai o viziune clară, ficatul,
nici nu ai curajul de a lua o decizie vezicabiliară, nici nu ai energia pentru a împlini toate aceste lucruri, ceea ce înseamnă ficatul și vezica biliară. Sigur că pentru a avea energia de a împlini acest lucru, e nevoie să mai intervină un organ, respectiv rinichiul, pentru că rinichiul este legat de continuitate, de perseverență, de voință, de procreere. El aduce practic la îndeplinire după ce decizia a fost luată. Și atunci putem să fim calmi, putem să avem o... să nu mai fim supărați pe lume și pe noi, să iertăm. Putem să facem aceste lucruri și atunci mânia se va transforma într-o energie benefică care va căuta soluția. De ce să te cerți? De ce să te enervezi? De ce să te amărăști? Orice problemă are o soluție. Nu ai găsit-o încă. Spun înțelepții că dacă te-ai enervat, ai pierdut deja într-un conflict, iar conflictul, noi știm că nu este cu cel din afară, ci este cu cel din interior. Când e supărat, tu e supărat pe tine pentru ceva. Puneți întrebarea pentru ce e supărat. Dar dacă ești nervos, deja ai pierdut. De ce? Pentru că cu mintea limpede întotdeauna găsești o soluție. O vezi. Îți sare în ochi. E din prima. Pe când dacă nu, de fiecare dată vei trece printr-o stare de bâșbâială. Sau vei găsi o soluție falsă. Vei încerca să faci apel la agresivitate. Vei transforma acest entuziasm al începutului într-o formă prin care vei dori să impui celorlalți părerea ta. Ce este bine și ceea ce este rău? Ceea ce cred eu este bine, ce crezi tu este rău? Poate că nu e exact modalitatea cea mai bună. Fiecare din noi suntem oameni. Oricât de bine am crede că facem un lucru, oricât de bine am crede că este ceva, noi nu avem viziunea pe care are Dumnezeu asupra Universului. Deci, dincolo de viziunea noastră restrânsă, este o altă viziune și mai mare, și mai mare, și mai mare. Exact ca în parabola taoistă, când râul se întâlnește cu un fluviu și spune, vai, ce mare și grandios ești tu. Și fluviul spune, da, dar știi, există ceva mult mai mare decât mine. Iar el întreabă, ce ar putea să fie mai mare decât tine? Marea. Marea este mult mai mare. Când ajunge la mare, zice, o, tu, mare, care ești incredibil, ești cel mai frumos lucru. Da, dar există ceva și mai mare decât mine. Există oceanul. Și tot așa. Putem ajunge foarte departe. Într-o dimineață te trezești și te uiți pe geam afară. Vezi o rază de soare, vezi un copac înflorit. Ai pierdut timpul, ai visat. Dar faptul că te-ai uitat la acel copac înflorit, în inima ta ți-a atins coarda aceea a bunătății și a sensibilității. Și când te întâlnești cu primul om care zâmbește, îi vei zâmbi și tu lui. Omul va spune în sinea lui, ce minunat că există oameni buni care mai dăruiesc lucruri bune în jur. Deci nu e pierdută speranța, pentru că omul în dimineața aia avea un lucru de rezolvat și credea că va întâmpina dificultăți. Dar văzând că tu ai zâmbit, va crede în bunătate și că se va duce să-și rezolve lucrul cu o deschidere mult mai mare. Cei din birou când va intra, îl vor sesiza, vor vedea că este relaxat, vor vedea că nu e nebunit neapărat să obțină un rezultat și că este încrezător că se poate rezolva. Și atunci vor zice, da, de ce să nu-l ajutăm pe acest om? Chiar dacă nu vor gândi așa, fără să vrea, vor acționa, pentru că există întotdeauna noi doi oameni, omul bun și omul rău, omul alb și omul negru. E doar o împărțire arbitrară, în mod real nu există așa ceva. Dar nu se poate, nu vreau, nu există, nu trebuie, nu acum, nu e potrivit, nu e bine. Recunoașteți, ăsta e omul, știți care. Celălalt spune, e bine, e posibil, să credem, să încercăm, vom reuși. Iată. Și atunci, depinde ce om trezim în interlocutorul din noi. Și iată cum, urmărind o rază de soare și un copac înflorit, copacul este legat ca lemn de vezica biliară. Deci, urmărind un copac înflorit, se relaxează zona ficatului. Relaxându-se zona ficatului, vezica biliară nu mai secretă acele săruri biliare care determină creșterea agresivității. Nemai determinând creșterea agresivității, devenim mult mai calmi, iar musculatura care depinde de ficat și de vezica biliară se relaxează. Atitudinea corporală se schimbă, devenim mai zvelți, mai înalți, mai elastici.
avem o fluență a mișcărilor. Această fluență a mișcărilor determină în privitor o stare de calm și o stare de liniște. Starea aceea de liniște îl ajută să vadă lucrurile mai simplu, mai ușor. Și atunci decizia vine de la sine. De multe ori mă gândesc că în momentul în care ține apărat să-ți impui părerea, este o limitare a modului în care vezi lucrurile. Lasă părerile să vină la tine, lasă-i pe oameni să-și exprime fiecare gândurile și vei rămâne surprins cât de multe soluții îți vin. Nimic nu este greu dacă pui suflet în ceea ce faci. E doar un simplu ingredient, să pui suflet. Dacă vrem să purificăm această toxină a agresivității, a mâniei, trebuie doar să avem suficientă răbdare. Să avem răbdare cu cei din jurul nostru, cum avem răbdare și cu noi înșine. Nici mai mult, nici mai puțin. Răbdarea este o dovadă de credință și o dovadă de încredere. Lasă-i celuilalt spațiul să se manifeste, nu-l strânge, nu-l îngrădi, nu-l îngrămădi. Lasă-i sufletul să crească, să se dezvolte și el va înflori și fiind liber, acest suflet se va întoarce la tine liber, pentru că această libertate este de fapt suprema dovadă a faptului că îl respecti pe cel de lângă tine, că îl iubești și că îl ajut să se manifeste în plenitudinea potențialului creator. Și ca să ne manifestăm și noi, într-o scurtă pauză vom reveni cu forțe proaspete. Ce ar însemna organismul fără o circulație potrivită? Ca să avem o circulație bună, trebuie să avem sângele fluid. La asta contribuie salicilația, extractul din scoarța de salcie, gemoderivatul de mlădițe de măslin, extractul de soia natochinaze. Iată că avem substanțe care pot regla coagularea sângelui, acizii grași polinesaturați omega-3, foarte importanți pentru că iau și un rol antiinflamator în organism, dar ajută și circulația. Sângele însă trebuie să fie și bine oxigenat. Putem folosi aici superoxid dismutaza, enzimă care este extrasă din orzul verde. Putem folosi, de exemplu, glutationul, coenzima Q10, vitamina C, vitamina A, vitamina E. Avem o gamă foarte largă de suplimente care pot ajuta. De asemenea, circulația sângelui trebuie să se bazeze pe o inimă puternică. Putem ajuta inima să bată mai regulat folosind talpagâștii, folosind păducelul, folosind schizandra, folosind arjunul. Recomand în această perioadă care tocmai începe de vară să căutați această plantă arjun care este legată de focul nostru interior, o plantă folosită în farmacopea indiană pentru a regla tulburările care sunt date de oxigenare proastă la nivelul inimii, de o contractilitate mai slabă, de oscilații pe tensiune arterială. O plantă extrem de valoroasă și care induce și o stare de calm sufletesc și mental, lucru care este extrem de important pentru inimă. De asemenea, putem folosi substanțe cum ar fi gelul de aloe, putem folosi chitosanul, care sunt substanțe care ajută la eliminarea grăsimilor care sunt depuse pe pereții vaselor de sânge, leurda, curacule urdă sau cu tinctură de leurdă, extrem de valoroasă. Putem folosi de asemenea substanțe cum ar fi cătina, coacăzul, care sunt și ele extrem de valoroase și ajută la o bună fluidificare a sângelui și la o bună circulație. Iată că aceasta este partea fizică care ajută inima să funcționeze mai bine, ajută tensiunea să fie mai bine reglată. Să nu uităm însă că există o legătură între inimă și rinichi.
bucurie și teamă, inconștient, supraconștient. De aceea trebuie să avem grijă cu consumul de sare. Recomandarea de a renunța la sare nu este o recomandare echilibrată. Fiecare tip de gust, reamintesc că medicina chineză întărește un organ. Gustul sărat întărește rinichiul. Gustul amar inima, gustul picant plămânul, gustul dulce stomacul și pancreasul, gustul acru ficatul și vezica biliară. Dacă lipsim organismul de un tip de gust, lipsim organul respectiv de un tip de energie. Sigur că există cazuri în care nu e recomandat consumul de sare, o insuficiență cardiacă severă, o insuficiență renală și așa mai departe, dar în afară de aceste cazuri, e bine să existe un consum moderat de sare. Pentru inimă este foarte important să râdem și să ne râdem în fiecare zi, de noi și de alții, să ne păstrăm simțul umorului. Iată o modalitate. Simțul umorului nu intră, nu e un lucru important. Simțul umorului este o stare importantă care este poate mai presus dintr-un anumit punct de vedere de multe alte caracteristici. Nu vă luați prea în serios. Nici viața nu ne ia prea în serios, deși este teribil de serioasă și nu face nimic la întâmplare. Atâta timp cât îți păstrezi simțul umorului, când poți să mai râzi de tine și de ce ți se întâmplă și de cei din jur, nu vei avea niciodată niciun fel de probleme. De-abia când dispare simțul umorului, trebuie să începi să te îngrijorezi. Chiar v-ați gândit când ați râs ultima oară din suflet? Să râzi cu sufletul. Să nu să râzi cu gura, să râzi cu sufletul. Și v-ați gândit când a fost ultima oară când l-ați ascultat pe cel de lângă dumneavoastră? Nu că l-ați auzit. L-ați ascultat cu sufletul. Că vedeți, și râsul se face cu sufletul, și vorbirea se face cu sufletul, și ascultarea se face cu sufletul. Ce spune sufletul lui? De ce are nevoie sufletul celui de lângă dumneavoastră? Poate că n-are nevoie exact de ceea ce credeți dumneavoastră, n-are nevoie de ceva stupid, de ceva absurd, de ceva mic, de ceva neimportant, de altceva decât ce credeți dumneavoastră, dar poate că el de asta are nevoie. Poate că noi ar trebui să-i oferim celui de lângă noi ceea ce are el nevoie, nu ceea ce credem noi că are nevoie. O temă de gândire. Pe de altă parte, dacă am vorbit de această parte de echilibrare a inimii fizică, să spunem, să nu uităm că la nivelul mâinii, undeva lângă încheietura pumnului, există punctul cord 7, punct care este foarte important pentru că este un punct care deschide și potolește inima. Nu este punct de dispersie, pentru că atunci când Creatorul ne-a făcut, ne-a dat puncte de tonifiere și dispersie pentru fiecare organ. Dar ghiciți ce? La inimă nu a dat un punct de dispersie. Și știți de ce n-a dat un punct de dispersie? Bine, știa el că noi ne pierdem oricum energie inimii inutil cu lucruri prostești și ne enervăm și ne supărăm aiurea. S-a bazat mult pe chestia asta, deci a zis, las, că își dispersează, e suficient. Dar Creatorul s-a mai gândit și în felul următor. Nu e bine ca la un organ de care depinde viața și sufletul omului să-i dau omului pe mână, în inconștiența lui, un punct atât de important. Pentru că el, la un moment dat, ar putea să creadă că chiar vrea să apese pe acest punct. Și atunci a dat acest punct, numai că acest punct calmează, fluidizează, normalizează, reglează energia inimii. Pe spate, între cei doi omoplaci, pe stern, între cei doi sâni, există de asemenea puncte care reglează pericardul și inima. Punctele acestea însă sunt ușor interzise, în ghilimele, de a fi înțepate, pentru că este vorba de puncte care accesează nu atât energia de pe meridianul inimii, cât energia din organ. Acesta înseamnă că fiecare organ al nostru este o mică bancă, un mic tezaur care depozitează o esență. Toată această esență, de-a lungul timpului, începe să se consume. Sigur că, dacă avem o afecțiune, trebuie să scoatem ceva din esență ca să vindecăm. Dar o folosim cu foarte multă parcimonie, o folosim cu zgârcenia, spune, pentru că noi așa poți să vindeci un organ, dar omul să moară, că nu mai are energie. Adică energia trebuie consumată foarte judicios. Există plante în medicina chineză
care mai refac din această energie. Există puncte în acupunctură care mai refac din această energie, dar dincolo de un anumit nivel, este treaba și atributul divinității de a face acest lucru și nu al omului. Ar fi bine să fie și al omului, dar nu este posibil. Însă, dacă vrem să echilibrăm inima din punct de vedere spiritual, trebuie să îi acceptăm pe ceilalți așa cum sunt, să acceptăm viața așa cum este, să acceptăm că tot ceea ce primim este spre binele nostru. Greu acest lucru. Mai trebuie apoi să fim capabili să uităm. Să uităm pentru că iertăm. Și să iertăm pentru că uităm. Cu alte cuvinte, iertarea este un element extrem de important. Sigur că într-o dimineață te-ai trezit supărat pentru că ieri s-a întâmplat ceva. Un om ți-a făcut un lucru. Și nu e vorba că ți l-a făcut, dar nu te așteptai să-l fi făcut. Nu te așteptai să-l fi făcut pentru că tu te gândeai că omul respectiv este într-un anume fel. Dar el era altfel decât credeai tu. Tu l-ai văzut într-o falsă lumină. Nu e problema lui, e problema ta. Tu nu l-ai văzut cu adevărat așa cum e. Acum îl vezi. Nu-ți place exact cum e, pentru că e puțin diferit de cum credeai tu, de cum crezi tu că ar trebui să fie. Nici o problemă, dar te-ai gândit că Dumnezeu l-a creat pe acel om, cum te-a creat și pe tine într-un anumit fel? Te-ai gândit că poate Dumnezeu crede că e mai bine așa? Te-ai gândit că poate El este în viața ta în felul acela pentru a-ți trezi ție întrebările, dorințele, evoluția, pentru a te face să întrebi și pentru a te scoate din această stare de confort în care totul e bine, dar nimic nu te mai bucură. Totul e bun, dar nimic nu mai e dulce. Totul e frumos, dar soarele nu mai răsare. Ți-ai pus această întrebare? Nu ți-ai pus-o și atunci ai rămas supărat. Să nu treacă niciodată o noapte cu supărarea. Să ierți la apusul soarelui. Ca să nu te încarci. Trimiți energie negativă în univers și se întoarce tot ție. Evident că a doua zi vei putea privi altfel lucrurile. Ai coborât în noapte, în adâncime, te-ai văzut pe tine cum ești, îți dai seama ce greșeai și ce nu făceai bine, oglinda aceea ai văzut-o în cel de lângă tine, l-ai judecat, îți dai seama că ai mai făcut o greșeală, că l-ai judecat și abia apoi ajungi la un anumit nivel în care reușești să accepți, reușești să ierți, reușești să înțelegi. Și când reușești să înțelegi, îți dai seama că judecata ta nu contează. Pentru că universul, oamenii, Dumnezeu, natura, sunt exact așa cum trebuie să fie. Iar tu ești cel care iarăși ești exact așa cum trebuie să fie. Și ești în locul unde trebuie să fii, pe care trebuie să-l primești, trebuie să-l accepți și trebuie să faci ce poți tu mai bine în locul unde ai fost pus. Pe cum ar fi să vină la mine un cartof și să-mi spună, știi, nu m-ai plantat în locul potrivit. Eu vreau să mă scoți de aici, de pe brazda asta, să mă pui pe brazda cealaltă. Păi n-aș râde de cartoful respectiv. Și cartoful întărește stomacul, iar stomacul reglează gândirea și rațiunea. Este, să spunem, un aliment extrem de important. Chiar dacă amidonul din el ne mai îngrașe uneori, însă sucul de cartof este foarte bun pentru aciditate crescută. După cum ați observat în acest an, în această perioadă de schimbări masive, în care energia nu se hotărăște, a plecat de la rinichi, a ajuns la ficat, când să facă saltul spre inimă, s-a întors înapoi la rinichi, pentru că e frig, cald, iarnă, primăvară. Organismul nostru este dezorientat și stomacul e întotdeauna la mijloc, pentru că stomacul este pământul. Crește aciditatea, cresc indigestiile, cresc virusii care afectează enterocolite și așa mai departe. Și atunci, iată, sucul de cartofi, foarte bun. Ceaiul de roiniță, extrem de valoros. Tinctura de obligeană, o plantă care mi este tare dragă și care m-a ajutat mult. Am avut nevoie la un moment dat pentru partea aceasta de digestie, pentru stomac și nu numai, de obligeană. Și obligeana a acționat super pentru că este o plantă care
Nu numai că elimină toxinele, nu numai că reglează aciditatea și motricitatea, dar acționează pe inimă, pe ficat, pe rinichi. Este o plantă din categoria panaceu. Și, ca să facem un pleonas, panaceu universal. Dar, mergând mai departe, ajungem evident la sentimentul central, pentru că nu e așa dacă ai acceptat. Ai acceptat și te bucuri. Te gândești, poate, că... Știți, e un lucru în natura umană care se observă... Copiii sunt cei mai altruiști, cei mai buni, cei mai calmi, cei mai frumoși, cei mai aproape de Dumnezeu. Dar, cumva, există câteva lucruri care se manifestă la copii care te pun pe gânduri, te gândești, o fi natura umană, o fi părinții care educ așa, o jucărie, jucăria mea. Alți copii dăruiesc jucăria, dar sunt unii care țin teribil de jucăria lor. Sau să fiu primul, întotdeauna să fiu primul, pentru că numai dacă sunt primul, sunt câștigător. Dar poate că ești câștigător prin simplu fapt că ai participat, prin simplu fapt că te-ai bucurat. Dacă, de exemplu, te duci la un concurs de atletism și alergi, zici, n-am câștigat, m-am dus degeaba. Dar te-ai gândit câți oameni nu sunt în stare să alerge? Te-ai gândit câtă bucurie ți-a adus alergatul? Cum te-a ajutat la eliminarea toxinelor? La reglarea tonusului muscular? Cum ți-au trecut durerile de spate? Poate nu te-ai gândit. Poate ar fi cazul să te gândești. Și poate că nu e atât de mult cazul să gândim, cât mai ales să simțim. Pentru că dacă ne gândim, analizăm, despicăm firul în patru, devenim obsesivi, devenim îngrijorați, pe când dacă simțim, trăim, ne bucurăm. Și, repet, bucuria de a trăi fiecare clipă este supremul dar al vieții. Deoarece nu știm dacă nu este cumva ultima clipă. Dar nu în acest fapt trebuie să stea înțelepciunea. Poate să fie și prima, poate să fie și ultima. Important este să trăim clipa bine. Și bine o putem trăi dacă avem suficientă iubire în suflet. Pentru că iertare, acceptare, uitare, toate lucrurile astea duc înspre iubire. Iubirea a fost comutată în partea ei extrem de sexuală. Sigur, Freud a spus că sexualitatea este un element important. Tantra, yoga, a fost blamată foarte multă vreme pentru că ea vorbea practic de căi de sublimare a acestui instinct. Pentru că energia sexuală și toți cântăreții, toți pictorii, toți creatorii știu că există o mare legătură între sexualitate și creație. Dar scopul este nu să-ți irosești în porniri inferioare această sexualitate, ci să sublimezi această energie în partea creatoare de aici și de aici. Pentru că în acel moment omul va fi capabil, folosind această energie, să, cum se spune, să mute și munții din loc. Dacă ați avea credință cât un găunte de muștar, ea spune muntelui, mută-te și el se va muta. Iar muntele este în hexagrama gen, care este liniștea sau stabilitatea. Deci nu este vorba atât de mult cât să se munte muntele, să reamintim că există munții sacri, care sunt axis mundi, axele lumii, axele pe care se sprijină lumea. Deci în momentul în care ai credință, modifici modul în care este percepută lumea. Modul în care lumea te percepe pe tine și modul în care tu percepi lumea. Dar dincolo de acest lucru este vorba de această stabilitate în mișcare. Deci când ai credință, te miști într-un mod ușor, firesc, natural, echilibrat. Și nu mă refer doar la mișcarea fizică, ci și la acel tip de alunecare lină prin care toate lucrurile îți ies. Îți ies pentru că ești într-o stare de grație. Ești înconjurat, și noi toți suntem înconjurați în fiecare clipă, de grijă, de atenția divină. Eu, când fac acupunctură oamenilor, încerc să le reamintesc acest lucru. Oamenii vin amărâți, oamenii vin deprimați, oamenii vin supărați, oamenii vin cu dureri. Mulți au rămas cantonați acolo, în acea zonă. Eu trebuie să le reamintesc în fiecare moment
că fiecare din ei este un om bun, este un om care se află în mâinile lui Dumnezeu, este purtat pe brațele lui și este ocrotit în fiecare clipă. Trebuie, zice cineva, eu nu cred în Dumnezeu sau Dumnezeu m-a uitat. Păi, sunt multe lucruri posibile în lumea asta, aș spune că totul este posibil, dar totuși un lucru nu se poate, să fim despărțiți de Dumnezeu. Și dacă ne-am dorit acest lucru, nu-l putem face, pentru că noi suntem în Dumnezeu și Dumnezeu este în noi. Dar mai mult decât atât, trebuie să... Cel mai frumos dar al vieții este când permiți divinității din tine să se manifeste. Și acest lucru poți să-l faci în fiecare clipă prin bunătate. Bunătatea înseamnă să nu judeci, să accepți lucrurile așa cum sunt și mai ales să ajuți necondiționat omul de lângă tine atunci când îți cere acest lucru. În zona stomacului și a pancreasului, aici trebuie să avem grijă foarte mare, evident, la grăsimi, la alcool, la dulciuri, dar să nu uităm nici partea de obsesie și de îngrijorare. Cum le spun eu unor pacienți care vin la mine, domnule, ideile vă intră ușor în cap, dar de ieșit nu mai ies niciodată. Și atunci, de fiecare dată când facem un anumit lucru, trebuie să-l așezăm într-o direcție firească. Rațiunea ne ajută foarte mult la acest lucru, dar trebuie să ajutăm și stomacul să funcționeze foarte bine. De aceea putem folosi plante, cum ar fi, de exemplu, golden seal-ul, cum ar fi pelinul, care sunt plante care, nu ca neagră, care reglează aciditatea și purifică și eventualii paraziți care se găsesc la acest nivel. De asemenea, pentru pancreas putem folosi tecile de fasole, putem folosi frunzele de dud, putem folosi cromul, picolinatul de crom, care este un element care reglează foarte bine această zonă a pancreasului. Sigur că mesele regulate sunt binevenite și nu trebuie uitat că noi avem nevoie de toate cele trei categorii de alimente, proteine, glucide și lipide. Proteinele nu înseamnă însă doar proteina animală. Există ciuperci, există soia, există semințe. Toate sunt, practic, sursă de proteine, mazăre, fasole, linte, humus și așa mai departe. Trebuie să combinăm proteina animală cu proteina vegetală. Glucidele. Există ciocolată și așa mai departe, dulciuri rafinate. Sigur, sunt binevenite în cantități mici. Dar există de asemenea fructe. Există legume și fructele cu gustul dulce sunt cele care întăresc stomacul și pancreasul în un exces. Pentru că un măr ușor acrișor este mai bun decât o pară foarte dulce. Dar, sigur, există banane. Aș recomanda pe perioada acestui an să se consume în special rodia. Pentru că rodia este un antioxidant fabulos. Practic, e puțin trecut în umbră de către turmeric sau curcumin. Nedrept aș putea spune, pentru că dacă o să citiți și o să vă documentați, o să vedeți că uimitor, dar rodia nu este deloc mai prejos decât turmericul și curcuminul. Sigur că există din când în când câte o modă, chiar și în medicina naturistă. Pe vremuri când vorbeam pacienților de sulf și de un anumit derivat, se întâmpla în urmă cu vreo 15 ani, toată lumea mă privea destul de ciudat și se întreba, are ce-o fi asta? Acum, între timp, toată lumea prescrie așa ceva. Așa spun și acum de rodie. Rodia nu poate fi neglijată pentru că are efecte puternice, anti-îmbătrânire, anti-degenerare. Reglează zona rinichiului, zona digestiei, zona aparatului cardiovascular, previne riscul de infarct miocardic. Iată, deci, că sucul de rodie sau rodia ca aliment este extrem de benefică. Și, de asemenea, trebuie să renunțăm un pic la dorința de a controla totul. Când renunți la a controla totul, vei observa că Universul îți trimite semnale, te îndrumă pas cu pas înspre direcția care trebuie să o iei. Și atunci, evident, că
obsesiile și îngrijorările vor dispărea, pentru că îți vei da seama că fiecare lucru apare în viața ta exact în momentul în care ai nevoie și dispare când nu mai ai nevoie de el. Sigur că ne agățăm de o persoană, de un lucru, dar te-ai gândit vreodată, cum spuneau maestrii taoiști, cerul a hotărât ca o persoană să vină în viața mea. Tot cerul, la un moment dat, hotărăște să o ia. Eu, tot ceea ce pot să fac este să mă bucur, dar să mă bucur cu adevărat de această persoană care este prezentă în viața mea. Să mă bucur cu adevărat înseamnă să văd fericirea în ochii lui, înseamnă să-i dăruiesc cât mai mult din iubirea mea. Și iubirea nu e doar o vorbă în vânt și doar un cuvânt spus așa ca să încălzească omul, ci este vorba de grijă, de atenție, de răbdare, de tot ceea ce are nevoie sufletul meu. În zona plămânului și a intestinului gros, aici putem, se recomandă, de exemplu, clismele, se recomandă cura cu foarte multe lichide, se recomandă cura cu tărâțe, foarte bune tărâțele, de asemenea gelul de aloe, o plantă din medicina indiană, noni, care este ca suc extrem de valoroasă pentru... Iar pentru plămân sunt foarte bune exercițiile de respirație. De exemplu, o postură foarte simplă care activează zona plămânului și a intestinului gros este momentul în care întindem mâinile în lateral ca și cum am sprijini un perete. În momentul în care facem acest lucru, noi activăm zona plămânului și a intestinului gros. Culoarea plămânului este culoarea albă, iar emoția care caracterizează plămânul este tristețea din punct de vedere negativ, bucuria de a trăi. S-a constatat de curând că plămânul, au făcut studii, are mult mai multe efecte decât se credeau în medicina clasică. Acest lucru nu este surprinzător, pentru că pentru cine a citit tratatele de medicină tradițională chineză, lucrurile erau știute de vreo 2000 de ani. Erau acolo, doar trebuia să le citești. Acum când ai descoperit că ce spuneau oamenii e chiar așa, dintr-o dată zici, vedeți, știam eu, v-am spus eu. Păi da, dacă aveai mintea și inima deschisă mai devreme, ai fi văzut deja aceste lucruri și nu mai trebuia să reinventezi roata. Trebuia doar să citești acele lucruri și evident să le perfecționezi, să le duci mai departe. Pentru că plămânul reprezintă în corpul nostru foalele fierarului. Știți când se face focul și se încălzește metalul? Se creează un gol acolo care absorbe aerul și apoi îl trimite. Îl trimite ca să modeleze fierul. E vorba că, într-un fel sau altul, fiecare din noi este turnat într-o anumită formă. Și nu-i spune fierarului metalul că nu vrea să fie turnat în forma respectivă. Dar în momentul când se depărtează foalele, se creează un gol creator. Nu degeaba se numește inspir și expir, inspirație. Primim această inspirație divină în fiecare clipă. Dorința de dreptate este foarte puternică la nivelul elementului acesta metal, dar noi trebuie să înțelegem că dreptatea făcută cu orice preț nu e o dreptate bună. Și nu dreptatea noastră este importantă, ci dreptatea divină. De aceea, uneori, dacă ai capacitatea de a face un bine omului de lângă tine, chiar atunci când tu pierzi, înseamnă că ai reușit să treci peste un anumit nivel de înțelegere. Să nu uităm faptul că această înțelegere vine din partea intuitivă, adică înveți să asculți cu sufletul. Ascultând cu sufletul, nu toate soluțiile care îți vor apărea sunt soluții logice, nu toate sunt soluții normale în societatea în care trăiești. Apar lucruri surprinzătoare. Lasă-le încet, încet să se lege și vei observa că există o logică divină a lucrurilor dincolo de logica normală. Și evident că această logică te va conduce pe un drum nou. Poate să-ți fie puțină frică, poate să-ți fie puțină teamă, dar în fond și la urma urmei și la acupunctură, când pacienții vin, pleacă la început cu un sentiment de teamă, merg pe drum cu speranță și regăsesc în cele din urmă bucuria de a trăi. Lucru pe care vi-l doresc și dumneavoastră. Fie ca în fiecare clipă a vieții să vă regăsiți bucuria de a trăi și să puteți dărui cât mai multă iubire celor din viața dumneavoastră. Vă mulțumesc!